Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea, Elena Cuisine. Astăzi pregătim prăjitura Carpați fără coacere. Ingredientele le veți găsi în descrierea videoclipului jos. În bolul mixerului adugăm brânza Philadelphia. Adugăm zahărul pudră, esență de vanilie. Mixăm prima dată zahărul cu brânza Philadelphia. Peste care adăugăm frișca lichidă. Avem crema pregătită. Uitați-o cât este de fermă. Cât de bine arată. Am să o pun într-un poș și revenim. Pe folie alimentară așezăm biscuiții. Peste straturile de biscuiți venim cu un strat de cremă. Distribuim crema. De această dată punem biscuiți doar pe margine. Acoperim cu cremă. Puțină cremă și la mijloc. Adăugăm banana. Închidem capetele. Dragii mei, punem prăjitura în frigider pentru aproximativ 3 ore. Dragii mei, am revenit cu prăjitura. Aici am 50 de grame de ciocolată, iar aici am 50 de mililitri de frișcă lichidă pe care am încălzit-o. Torn peste ciocolată și o lăsăm deoparte ca să se topească ciocolata. Venim cu un strat de cremă. Distribuim crema. Dragii mei, eu am cireșe confiate. Dacă doriți, puteți să puneți, dacă nu, e opțional. Dragii noștri, aceasta este rețeta noastră
prăjitura cabana, sperăm din suflet să vă placă, cu speranța că și dumneavoastră o veți încerca. Vă mulțumim că sunteți alături de noi, iar până la următoarea rețetă să ne auzim cu bine. La revedere!